O altă parte a acestei statistici, pot să vă informez că cea mai bătrână piesă în acest top este pe locul 99 și se numește Tearing Up My Heart cu NSYNC. O staționare de 18 săptămâni în acest top. De asemenea, un alt lucru care trebuie menționat este faptul că pe poziția 28-a găsim cea mai înaltă intrare a acestei săptămâni cu Celine Dion și Call the Man. Let It Rain cu Nana este de asemenea un new entry pe locul 37. Multe dintre aceste piese le veți auzi până la ora 16 în programul zilei la Radio Uni Plus, fără însă a uita să ne aducem aminte din când în când și de verile anilor trecuți. Hey Love la această oră. La anul 1986, cu ritmuri explozive ale grupului Europe, The Final Countdown. La voastră, Nice and Nasty, și rețineți încă un nume, Close to You. Așa spun fetele pe care tocmai le-ați ascultat și cine știe, poate să vă mai loviți de ele. Prin intermediul Radio Contact, de ce nu? 14 și 19 minute, cum spuneam, iar noi schimbăm stilul complet pentru a asculta o superbă baladă din 1985, The Power of Love, Jennifer Rush. 100 de mii de copii. Fanii au votat pentru cel mai bun grup nou în Marea Britanie pe 1995 și pentru cea mai bună apariție live pentru 1996. Cel mai recent album, intitulat Stoosh, este considerat de presa britanică mult, mult mai bun decât primul. După Skunk Nancy, a doua piesă în cadrul programului Music Show de astăzi, Susan Vega, World Be Called Before Columbus. Susan Vega, o adevărată poetă și muzică. Blow away competition. Bea Pepsi și colecționează capacele Pepsi Music. În schimbul lor, în perioada următoare, Pepsi oferă premii în fiecare miercuri, joi și vineri între orele 11-15 la centrul Pepsi deschis la terasa Mor, strada clinicilor numărul 9A. Urmărește la Radio Contact Cluj pe 89,8 FM anunțurile Pepsi Music. În fiecare zi de miercuri, joi și vineri vei afla premiul care se acordă în săptămâna respectivă, precum și câte capace sunt necesare pentru a-l obține. Ascultă Radio Contact Cluj și câștigă cu Pepsi Music. Grupului au ales să înregistreze noul album Good God's Urge în Malibu, pentru că aveau plaja și valurile aproape. Ca să înlăture starea de încordare care apare în timpul înregistrărilor, băieții luau o pauză și fugeau să se relaxeze cu fete, soare și surf. Da. Porno for Pirates a fost la Pepsi Music Show cu noul lor single lansat acum o săptămână, 100 Ways. Și o ascultăm încă o voce și un stil muzical încă necunoscute. Parcă ne aduce aminte de Marla Glenn. Este Finley Quay și Sunday Shining, tot la Pepsi Music Show. Lui spunea, suntem tineri talentați cu numele trecute în carte de telefon și așteptăm ca grupul să se nască. Primele piese au fost scrise de fratele lui Tricky, care cântă împreună cu Elton John. La compoziție a lucrat și au lucrat și cu Iggy Pop, acești Finley Quay. Pepsi Music News. Let me say, ho, 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 let's go!
Pepsi Music News. Ho, 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 let's go! Sally Quay este un nume nou pe scena muzicală internațională, dar promite să fie unul din talentele majore ale viitorului. Vine dintr-o familie de muzicieni. Tatăl și unchiul său sunt recunoscuți pentru activitatea în domeniul anii 70, iar nepotul său, Tricky, este acum unul din personajele de marcă ale dance-ului în Marea Britanie. Finlay a crescut în Edinburgh, Manchester și apoi la Londra. A pătruns în showbiz ca baterist la Rainbow Tribe. A mai registrat și ca solist vocal pentru albumul Black Street Technology, al unei trupe nu foarte cunoscute. Primul său album a apărut la începutul anului 97 și se intitulează Ultra Stimulation. Dacă avea rude cunoscute în domeniu, nu este întotdeauna bine văzut, de această dată pare a fi ocazie excelentă. Recentele sale înregistrări la New York conțin staruri invitate, nu numai Tricky, dar și vocea bunului său prieten, cine altul decât Iggy Pop. O ultimă piesă în cadrul programului nostru de astăzi la Pepsi Music Show. Radiohead. We came, we saw, we kicked its ass. I got the clothes, the hair, design. Yeah. In Ohio. A început să-și cânte propriile cântece, începând la orgă, ukulele, a trecut și la chitară și un program special numit A Better Chance, adică o șansă mai bună, i-a permis să vină dintr-un mediu sărac, să viziteze un liceu în Connecticut, să rămână acolo, pe urmă să se mute la Universitatea Tufts atunci când s-a hotărât să absolve această universitate în antropologie. Toată lumea, toată familia ei a fost foarte mândră de ea. În 1986 a absolvit facultatea de antropologie. În timpul acestor studii la universitate a început să cânte la voce, la chitară, pe străzi, în cluburi de folk și datorită unuia dintre colegii ei, al cărui tată lucra pentru casa de discuri SBK Records. Deocamdată The Cars Could Drive din 84. Piesa. May I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. We hope you'll enjoy your flight with Pepsi. Generation Absolut Nou, Pepsi Music Show. Informații muzicale de ultimă oră, evenimente, bârfe, hituri, reluări celebre, concerte, muzică. Rămâneți cu noi pe această frecvență. Play that music now. Avem treabă, ce mai? Ei bine, această treabă concretizându-se într-o nouă ediție a emisiunii Pepsi Music Show, pe care ați ascultat-o deja de multe alte dăți. Iată-ne la cea de-a doua ediție din această săptămână și penultima, pentru că vă reamintesc, de acum încolo, săptămânal, veți asculta doar trei ediții din această emisiune Pepsi Music Show, luni, miercuri și vineri. Sunt Alin Petruș și vă doresc audiție plăcută în continuare pe 89,8 MHz. Ei, îți place, hă? Astăzi dance și hip-hop la Pepsi Music Show vor fi Black Street cu Fix, Missy Elliott cu The Rain, Nicky Holland cu Nobody's Girl, Toto Pente cu Oye Come Va și Finally Quiet cu Sunday Shining. Iar la Pepsi Music News, tot astăzi, 3 septembrie, câteva bârfe despre Mark Morrison, mai exact despre ultima sa boacănă. Rămâneți alături de noi și audiție plăcută tuturor! Baby. Wow. And you say wow. Black Street. Wow. And all right. Clap your hand, just clap your hand, just clap your hand, just clap your hand. Sugar girl,
Muzica magica. Cu cel de-al doilea extras pe single de aici, de la Radio Contact, Pix. Radio Contact. Oh, yeah! Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly. Denisa România, un radio în standard NATO. În Bosnia, la ora actuală, pericolul există pentru că la tot pasul sunt câmpuri de mine. Ai, nu ai pe cineva în batalionul 96 Geniu din Bosnia? Să nu mă uite acolo și să fii sigură că nu o să calc decât o mină de pix aici. Vrei să cunoști altfel oamenii de lângă tine? Pot striga chiar că sunt mândră, că sunt soția lui. Sunt mândru de fiul meu că face parte din acest batalion. Fii alături de noi în fiecare luni spre marți noaptea. Distanța se uită măcar pentru un moment. Noi menținem legătura dintre militarii români din Bosnia și familiile lor. Alo? Bună, scumpă, ce mai faci? Așteptam să vorbesc cu tine. Mă auzi? Te aud foarte bine și sunt mișcat. Noi suntem contactul dintre tine și ei. Din partea sanitarului din Bosnia pentru soția sa, multă sănătate și naștere ușoară. Aș vrea să dedic soțului meu o melodie. Pentru familia Osman, o parte la Constanța, o parte la Zenița. Noi suntem un trio de suflet la emisiunea Radio Contact România-Bosnia via satelit în fiecare noapte de luni spre marți de la ora 0. Cu cea mai mare plăcere aștept această emisiune și săptămâna viitoare. Radio Contact 0. Tune in now on Radio Contact for more dance music. Din nou, bună seara și bun găsit din studioul Radio Contact, vă spune Cristi Sântu. Pepsi Music News. News. Este Pepsi Music Show, este 89,8 MHz, este Radio Contact și este momentul pentru Pepsi Music News. That's the morning bell. Pepsi. Oh, massive. Let me say, ho, 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 let's go!